Salutai prieteni, înainte de la episodul principal, vreau să o prezint astăzi serverul moon.t2p.ro. Aveți IP-ul serverului în descrierea acestui videoclip, dacă doriți să acordați serverului o șansă. Bun, hai să începem să vă prezentăm rapid serverul. Serverul a fost deschis pe data de 10 iulie, am plinit o lună, a fost niște probleme la bază, spune aici fondatorul, însă toate sunt rezolvate acum și ne putem juca ca lumea. Sunt în căutare de staff băieții, minim 3 ore pentru lider, minim 5 ore pentru helper, și este un server unde se acordă bonusuri foarte foarte des De cum intrăm pe server am aici o listă cu ce trebuie să vă prezint Dăm slash bonus și avem aici undeva comanda slash bonus Și primim aici nivel 450 de cap 150 de puncte premium De aici putem cumpăra licențele de cum intrăm pe server cu banii pe care îi primim Deci nu mai stăm după school instructor ceea ce este super bine Deocamdată de cum intrăm avem slash get gift de unde putem lua gift box-ul, putem închiria vehicul acolo, tocmai pentru a nu sta după mașini după altele. Uh, uh, gps hai să vedem unde este uh, Bunker Hunter Summer Quest, locații importante, crates, gift box și spin Play sunt toate în același loc. Una peste alta, uh, venim, mergem aici la crate-urile, crate gift box-ul și tot ceea ce ne interesează, toate sunt puse într-un singur loc să fie mai ușor să ne ducem la ele. Uh, hăp, am ajuns aici, acestea sunt crate de pe server, dacă dăm slash buy crate putem cumpăra cu premium point, un crate, dăm slash my crate și le putem deschide și uh, vedem ce premiu am câștigat Gift ul care este poziționat aici în centru, la fel ne poate da foarte foarte multe uh, date, dacă dăm slash get gift ni se deschide giftul. Vedem acolo am câștigat deja 7,8 kk din Epic Crate. de îndată ce luăm giftul o să vă arăt și slash shop-ul. De fapt, hai să vă arăt și slash shop-ul de acum cu punctele de premium pe care le-am câștigat de cum am intrat pe server. Am, am primit o grămadă 8,9 kk Avem aici mai multe informații despre panel, categoria donație pentru donații și lucruri pe care le putem cumpăra. Premium account, VIP user și VIP plus, la fel, fiecare vine cu uh, Premium chat, cu carplate personalizat și cu multe alte uh, chestii. Avem aici Normal Shop, unde putem cumpăra de la Boombox până la iPhone, la Vehicle uh, Slot, la clear un warn la ce vrem noi. Putem cumpăra Boombox, a n a Boombox este o boxă la care se poate asculta muzică. Eu n-am muzica activată pe server, dar ci că se poate asculta muzică, după cum putem vedea aici. Avem special shop unde putem, putem cumpăra cu gemuri. Avem emoticoane pe care le putem pune deasupra capului nostru. Și avem admin shop unde bineînțeles nu o să aibă acces toată lumea Dacă dăm slash goto ds putem vedea aici dealership-ul Slash uh, Bike este un dealership foarte bine făcut, după cum putem vedea, putem uh, vedea mașina, are interfață, după cum putem vedea, deci este foarte bine pus uh, la punct. Haideți să vă arăt acum la locații importante uh, stage, system și neoanele care, vedem, nu sunt în locul în care suntem obișnuiți să le vedem tot timpul. Sunt aici, au un interior foarte interesant. By stage avem aici dacă urcăm cu mașina și totodată avem în partea aceasta by neon, dacă nu mă înșel, după cum te vedea arată foarte deosebit față de sistemele de stage și neon pe care le vedem pe alte servere. Cum putem vedea aici, dăm slash V pentru a avea un vehicul personal, dar deocamdată eu nu am unul. Avem aici slash Factions, pentru a vedea facțiunile de pe server, la fel, sunt destule facțiuni pentru toți jucătorii să poată distra. A, set, leader, swift, 0, fpk, uh, swift, 0, 0, greșeală. Uh, set, leader, swift, brother, hd, sunt doi de swift pe aici. Uh, R să vorbim pe chatul facțiunii, așa FBI director, după cum te vedea, sistem, cu sistem de slash members, cam tot ceea ce ne poate interesa și pe final acum rapid avem un slash start quest, anume o locație pentru summer quest, este un, este un quest de vară pe care îl putem porni de aici, de la docuri și trebuie să strângem cele 15 plăci de surf de pe plajă, care plăci de surf, m-am blocat, slap swift Brother, Așa care plăci de surf sunt undeva pe plajă și acestea trebuie adunate de pe toată harta după cum putem vedea, putem lua barca și chiar sunt pe bune niște plăci de surf și câștigăm totodată puncte de experiență și bani. Uh, server după cum am spus, este în căutare de stat, puteți intra, aveți în descrierea acestui videoclip tot ceea ce trebuie să știți voi pentru a putea intra pe server, IP, uh, panel, tot ceea ce aveți nevoie Încă o dată serverul este deschis relativ recent, însă are un, uh, un trecut destul de bogat Vă las pe voi să descoperiți celelalte sisteme de pe server și... Ce alte secrete mai ascunde de la intrare în bunker, pentru că există și bunker pe server, până la insulă privată și până la multe altele. Așa că, este trecem la episodul principal, că și acolo avem de discutat o grămadă. <fixi> Sau tăi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem astăzi pe contul lui WolfForever.io care se află în SF Taxi și are mirobolantul rank 2. Funcționează toate astea pe aici, da? Bun! Suntem în <coughs> SF Taxi, mulțumim foarte mult Wolf pentru că ne-a să intrăm pe contul tău și după cum ați auzit și în titlul acestui videoclip ne întoarcem la origini. Ce înseamnă că ne întoarcem la origini? Păi înseamnă că noi în momentul ăsta, dacă nu știți, probabil știți, abonați cei mai vechi cu siguranță știu faptul că prima mea facțiune de pe acest server a fost SF Taxi în urmă cu vreo 4-5 ani, ce a fost prima facțiune care a fost foarte, foarte interesantă și mi-a plăcut foarte mult, KB Mi Comenzi uh, Fair30 Bun și am plecat Și prima facțiune a fost tax, O facțiune care Sincer 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 Îmi aduce de fiecare dată Nostalgie Ori de câte ori Intru pe conturile voastre Și numai de aceea Am pus și în titlu Faptul că ne întoarcem la origini și vedem cum este din nou să fii taximetrist în SF Taxi hashtag, deci mă apuc acum o nostalgie frate, e din categoria hashtag nostalgie cum mai facem noi clipuri dar sincer mă apuc o nostalgie în momentul ăsta cu acest SF Taxi aici Hai să vedem cine sună, îi sună din nou Alexia, bună puiu, filmez momentul ăsta, te sunt după ce termin, bine? Bine, stai, păi, stai, stai Haide cum a închis Bine, n-ar vrut să mai zică nimic de data aceasta Ei bine și revenim la discuția noastră aici a Sf Taxi, după cum putem vedea aici avem mirobolantul nostru Sf Taxi cu mașini Bine, acum foarte mult timp mașinile le au pus un pic altfel Dar de fiecare dată când părăsesc acest Sf Taxi Da, mă apuc așa un pic nostalgie Iar aici aveam parcate acum foarte, foarte multe vreme mașinile mele care era un infern și un bullet singurele mele mașini pe care le aveam atunci Și coboram de la Sf Taxi, mirobolant către Sf Pentru că mie îmi plăcea foarte mult Sf-ul, de orașul meu preferat și și în continuare în momentul de față SFU este orașul meu preferat pentru că este liniște, pace, nimeni nu deranjează pe nimeni, totul este așa liniște și pace. Cine ne dorește un oraș în care este liniște și pace și bineînțeles faptul că aveam casă prin SF la plajă. SF o casă de nivel 7 pe care am am primit-o de la 1, căruia i-am dat o foarte mare țeapă, gen am făcut să-mi dea casa cu vreo 20 de cap, 30 de cap atunci, pentru că i-am zis, nu-ți dau 80, hai cu 50, hai că-ți dau acum 20 și omul a acceptat până la urmă, accept taxi 15, chiar dacă e la mama naibii în Santa Maria Beach, tot accept pentru că... Probabil o să mai găsim altă comandă astăzi pentru că nu prea sunt comenzi pe server la ora aceasta, dar avem încrederea că o să facem și noi câteva comenzi, măcar câteva comenzi, raporte, astea, câte raport la rank 2? 40 de comenzi? Cam Come tu bunker see, please, ok. Mamă, ok, ok. Deci mergem către Hitman Agency. Deci 40 de comenzi la rank 2? Păi asta este enorm de mult. 40 de comenzi, o grămadă. Foarte, foarte mult, 40 de comenzi. Bine, realizabil că se pot face comenzile astea, nu e ca și cum tragi de comenzi. astea de nu se poate. Realizabil, le poți face. Dar, uh, foarte mult, foarte mult pentru rang 2, 40 de comenzi. Probabil rang 5 are undeva la. Deci, 35 la rang 3, 30 la rang 4, 25 la rang 5 ar veni dacă ar scădea cu câte 5 comenzi per, uh, pe rang. Dar, oricum, mai dau, tot este foarte mult. Adică faci o grămadă de comenzi ținut bine Că să fac Să zici că faci 4 pe zi Ori 7 pe fa Nu mai mult de 4 pe zi Trebuie să faci vreo 5 Și nu vreo 6 5, 6 pe zi Trebuie să faci Ca să fie ok Da, e ceva E ceva 5, 6 comenzi pe zi Deși pare puțin Poți să ai zile în care Nu faci Da, da, în fine Uh, am zis că mergem către, către Hitman Agency pentru că acolo este bunkerul, da? Bun. Uite câte comenzi. Uite, frate, că vin comenzi ești nebun. Chiar vin comenzi. Chiar pe bune vin comenzi. Uh, up, 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 up. Agency este în față. M-aș risca să sar. Sperăm că nu bubuim. Hai totuși să ne riscăm. mai să coborâm frumos pe aici pentru că dacă bubui acum până ajung din nou la tipul ăsta... Ups! Nu, 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 nu. Calm, 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 calm. Așa, bun, gata. Gata, acum nu mai bubuim. Aici să vin la... Blueberry Bunker. Uh, da, ăsta unde vine? Uh, you are... You are at bunker? Cum Dumnezeu s-a dus până acolo? Sau s-a... Așa-l văd eu că este pe hartă. Nu, așa-l văd eu că e pe hartă pentru că este în bunker. Uh, I, I am out. Așa văd eu pentru că ai intrat în bunker. Dar aia vedem acolo. Înseamnă că interiorul de la bunker e undeva făcut în National Guard. Mai mult ca sigur. Bun. Hai să vedem. Aici dacă stai cu taxiul cu siguranță o să vină multe comenzi. Uh, Cory. Cory Job. Ok. Uh, ok. Mergem către Cory Job. Îl conducem pe domnul Fan. Tipul ăsta are un nivel foarte mare. 145. da, da. da mi aduc aminte de numele lui pentru că m-am uitat pe site ieri la bizuri, știți că vreau să-mi cumpăr un biz pe contul meu, m-am uitat la bizuri pe site și cu siguranță tipul ăsta avea un biz foarte special. A, Taylor și-a setat tariful la 30, Taylor nu era admin 4, ID Taylor, manager facțiune, ba da, nivel 355, mamă, da, este admin 4 Taylor pe aici, da, admin 4, da. nu, admin 5 este Taylor. Da, și s să facă și niște comenzi. Bă, tot respectul. Bun, hai să ducem pe fan aici la Cori. Bă, uite și tu câte comenzi sunt. <coughs> deci chiar sunt comenzi. În ciuda faptului că am zis mai devreme, bă, nu îți face raportul greu, uite și tu câte comenzi sunt. Și cu siguranță dacă stai acolo la buncării om după om. Cu siguranță. Hai să las aici. Uh, your... You're welcome. Accept taxi 482. Următoarea comandă. A, ah, uite, l-aveam pe unul la Cori LS. Stai, hai să le iau posta, poate reușesc să le iau posta de aici, de la Cori LS. A, nu că e taximetrist, nu că e taximetrist, e taximetrist. Dacă e taximetrist, nu le au pentru că ferul o să fie unu și nu facem niciun bănuț. Și, cu siguranță, nu e la fel de șmecher ca atunci când transporti pe cineva. Vin eu spre tine. A, ah, A, gata, m-am prins acum de ce toată lumea de service taxi. Toată lumea de service taxi pentru că există la Quest. Uh, cred că există mai mult ca sigur la quest task de a merge cu taxiul, mai mult ca sigur și eu spre tine. <coughs> mai mult ca sigur există o task de a merge cu taxiul. Ei bine, acum an de zile când eram eu pe aici în uh, SF Taxi nu exista quest, nu exista așa ceva. Exista numai raport, care raport să posta pe site cu poze, nici măcar nu era raport automatizat, era raport cu poze, până la un moment dat eu am prins foarte puțin raportul cu poze. Sau deloc, nu mai știu. Ba nu, n-am prins raportul cu poze, mint, n-am prins raportul cu poze, dar oricum raportul se făcea altfel, nu era cu slash raport, vedeai raportul pe site, na, vremuri bune. Bine că uh, Bizonul s-a updatat foarte rapid. Ei bine, o să fac și un episod în care vă zic de ce Bizonul e cel mai bun server de sand din România da, nu dau cu hate în bizon cum v-ați așteptat Și vreau să-l laud pentru că e cel mai bun server de Sam din România Dar e partea a doua Salutare, o să vină un clip cât de curând cu chestia asta V-am promis clipul cu producția la cel mai productiv biz de pe server Așa că o să vă promit acum un clip cu de ce Bizonul este cel mai bun server de sam din România Și o să vă aduc foarte, foarte multe argumente De ce fac clipul ăsta? Păi pe pentru că nu am alte idei de clipuri Și acum după 1000 și peste 1100 de episoade, pe care le sunt și nenumerotate Cu siguranță orice idee îmi vine în cap, trebuie să o pun în practică gen Nu-mi permit să nu pun o idee care vine în cap în practică Pentru că sunt conștient că ideile sunt foarte foarte valoroase și nu sunt atât de multe precum aș vrea eu pentru că la naiba am avut 1100 de idei, câte pot să mai ai. Gata, kiss. Uh, I want my kisses back from you. Așa. Cineva are nevoie pe aici de taxi? Uh, taxi liber. Uite, cred că tipul ăsta are nevoie de taxi. Taxi liber. Uite, altul. Unde te duc? Uh, salut, mec, ce mec? Mec LV, mecanic. Uh, a, nu, hai să mecanic, da, mecanic <coughs> A zis mecanic, da, hai să încercăm să ajungem la mecanic fără, fără să, fără să ne uităm pe, pe slash job Dacă doar jucăm pe serverul ăsta, da, îmi zile, vrând și curcile de noi să nu știm unde este mecanicul Mamă, fiți atenți acum că nu știu unde e mecanicul Mecanicul, bine, știu unde e mecanicul, deci este în partea aia Ok, știu unde este mecanicul, știu cum arată, știu benzinăria, știu casele, dar... Știu că ajungi pe acolo, pe lângă CNNLV, ei, pe lângă Bike dar prin partea asta, prin spate, nu sunt sigur că pot să ajung. V-am spus întotdeauna locațiile de LV mi-au fost cele mai problematice și la testele de taxi și la tot, pentru că sunt cele mai problematice ever. Dar, cu încredere, o să ajungem și la mecanic. Deci este undeva lângă CNNLV. Unde le în pe strada aia, așa, a, gata, știu unde știu, despre când știu cum să ajunge, așa că hai să dăm un pic ruta în mintea mea pe invers ca să putem să ajungem la mecanic prin spate cum ar veni. Uite, am avut și bizola acolo, big spread range l-am avut la un moment dat, și l-am vândut, am făcut profit mare de pe urma lui, nu știu cine l-a cumpărat și de ce ai fi cumpărat acest tip de biz, dar oamenii l-au cumpărat. Uh, mecanic, stai să nu iau parătură Mecanic uh, înseamnă că în LLV ul e undeva în zona asta, deci mecanicul e undeva în zona asta. Bun, deci n-am... n, n dat-o în bară, undeva poate să fie o benzinărie, uite -o, acolo și acolo este mecanicul. Gata, mi-am dat seama unde e mecanicul, vedeți? Deci, nu sunt chiar așa de începător aici pe jocul ăsta Uite, benzinăria mecanic și jobul mecanic care este lângă benzinăria mecanic Adică aici Bun, și am ajuns cu bine Salutare Service calls Să fă tax ce? Nu e bine? S-a întâmplat ceva? De ce tipul nu coboară? A, ok, wait Ok, let me refill you Ah, ok, merci. Thanks Accept, refill Hai să acceptăm să nu, să nu fim din ăștia. Cu 15%, hai, mergi. A, bine, doar cu atât. Ok. A, a, avut task. A avut task, mai mult ca sigur să dea refil cuiva. A avut task. Da. Acum, vedeți, oamenii o să vă facă multe chestii pe server. Acum o să vă dea refil pe un dolar, o să vă transporte gratuit. Cine știe ce să mai întâmplă, dar, de fapt, sunt tascurile în spate. Care te obligă să faci chestiile astea. Bun, ia să vedem pe aici Cineva, ăsta știu că a pus patronul de la când patronul, deținătorul A pus mezen ăsta, care este și primar, a pus un dolar aici la KNN Pentru că și e că el primar și să facă chestii bune Luna în care el primar, când în LV are un dolar prețul la aduri Ce mi se pare foarte tare, oricum produce foarte mult când Mult mai mult decât când SF, mai anume de 4 ori decât când în SF Când SF ia vreo... 7-8 capă zi, asta face vreo 40, deci vreo, de vreo 6-7 ori mai mult. Uh, taxi? Nimeni? Mai aveam o comandă pe aici dacă nu mă înșel. Nu, a fost preluată. Bun, dacă a fost preluată nu mai o avem. Uh, bun, uite, ia să vedem. Uite, stăm aici la când în LV. Mă duc la masă, zice cineva. Dă tu F. Poftă bună, domnule. Uite, așa se fac o rejucate pe serverul ăsta. Uh, ia să vedem stai că ce vehicule sunt pe aici? Broadway și Mesa. Am înțeles, deci nu este un cont cu avere remarcabilă. Mi s-a și spus, băi, vezi că n-am foarte mult avere pe cont, sunt modest, dar hai să te întorci la origin cu SF Taxi. Bă, sincer, mi-a mi plăcut foarte mult episodul de astăzi. Mie mi-a plăcut jucându-mă aici. Sunt episoade pe care și eu le ador atunci când le filmez și episoade pe care zic că mi-aș fi dorit să fac ceva mai, mai special pe clipul de azi, dar sincer azi chiar mi-a plăcut episodul prin faptul că ne-am întors așa la origin și am făcut, efectiv ne-am jucat. Ne-am jucat, ne-am simțit bine Nu da crești, deci nu da crești Sampule nu da crești Așa, bun Na, Băi, ce se întâmplă? Nu, deci dacă dă crești Dacă dă crești Hai, hai, hai nu da crești Hai te rog eu nu da crești Hai te rog că mai am un pic și termin clipul Nu vreau să dai crești acum dă și tu crești mai târziu Mă fac râs cu mod pe costa care este al meu Și da, este bine optimizat Dar calculatorul meu se gândește să dea update Cu siguranță la Windows sau la alte chestii Fix în momentul în care filmez eu Hai spune, lansăm pariurile, da? Dă crești sau nu dă crești până la finalul episodului Lansați pariurile Eu pariesc că nu va da crești după cum simt eu așa A, m -a luat și radarul, perfect a, Bine că cu o ăsta nu poți să bagi mai mult de 150 ca să ți-ași permis Că atunci ar fi fost culmea metis fără permis Termină comanda a, merci Mersi Swift pe cont Apropo a, Așa Uh, respect, respect mare Hai, bag amenda uh, Bagă amenda La primărie să te rog uh, Hai, accept taxi Accept, accept Tichet 359 Bun, fair 30 Mai dăm o dată fair 30 Hai sus Bun, gata, salutare Domnule, am plătit și amenda astfel încât să fim... Uh, fără probleme și acum o să-l ducem pe Seven urbo, adică pe Turbo, o să-l ducem la la primărie L.S. Adică acolo lângă L.S.P. de mamă. Fiți atenți că o să dea crești, o să dea crești și dacă o să dea crești trebuie să intru să-l duc pe tipul ăsta înapoi. Fii atent ce o să fie. În fine. Fraților, episodul de azi se apropie cu pași repezi de final. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat astăzi la mine. Sper că v-ați simțit foarte bine alături, alături de mine astăzi, ca de obicei. Și hai să-l ducem pe domnul la cânână. cânână. pardon, primărie. Și fără să dea creș, am ajuns la primărie LS. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Ne vom revedea la un nou episod foarte special. Aveți grijă de voi. Stay close. Bye.